Vineri, chiar de sărbătoarea Sfintei Maria, la Arad vor debuta zilele Aradului. Sărbătoarea zilelor Aradului începe în acest sfârșit de săptămână. Piața Avramiancu și strada Mețianu vor fi transformate într-un târg estival în care arădenii vor avea parte nu numai de comercianți și produse artizanale, produse tradiționale de gastronomie și așa mai departe, ci și de animații în fiecare după amiază și seară, concerte, spectacole de dans, va fi și parada fanfarelor. Tot în acest weekend va avea loc festivalul Rock and Bikes, iar tot orașul va putea să admire parada motoarelor sâmbătă la prânz, iar amatorii de spectacol sportiv vor putea să se delecteze la gala hipică în cartierul Subcetate, la Parcul Chinologic, sâmbătă, pe tot parcursul zilei, începând de la ora 11. Festivalul Rock and Bikes va avea loc vineri și sâmbătă, începând cu ora 15 pe strandul Neptun. Vor urca pe scenă, printre altele formațiile Corso, Niște Băieți, Masterpiece, Trooper, Kempen sau Iron Maiden. De asemenea, sâmbătă, între orele 13 și 15, va avea loc o paradă a motoarelor pe traseul Patinoar, Teatru Podgoria și Retur. Târgul de zilele Aradului se va deschide sâmbătă la ora 12 și se va desfășura în piața Avramiancu și pe strada Mețianu. În cadrul acestui eveniment, sâmbătă și duminică, de la ora 19, elevii liceului Sabin Drăgoi vor susține un spectacol. Sâmbătă, de la ora 11, la Parcul Chinologic din Subcetate, va avea loc o gală hipică, iar pe platoul din fața primăriei vor fi expuse, începând de vineri de la ora 14, mai multe fotografii cu imagini reprezentative ale Aradului. Tot în weekend vor începe și concertele folclorice în cartiere, sâmbătă în Bujac și duminică în Grădiște. Zilele Aradului vor aduce și o veste bună pentru șoferi, asta deoarece temporar pe parcursul acestui eveniment se va redeschide bulevardul Decebal și străzile adiacente, care bineînțeles se vor închide la loc odată cu terminarea zilelor Aradului pentru continuarea lucrărilor la canalizare. Anul acesta, zilele Aradului se vor desfășura în perioada 15-24 august.